Bună seara și am revenit cu drag la Flopo Online pe exerciții de matematică, la algebră și geometrie. Bravo, Mami! Măi, tu, da, debutăm așa de frumos, încât dacă am ținut până la capăt cele două ori, va fi extraordinar. Deci zicem așa, tema pentru acasă, tema pentru acasă, da? Clasa A. A6. Și ne apucăm repede, intrăm în lecții. Vă spuneam, m-aș surprins cu piticii de clasa a patra. Am făcut o lecție atât de frumoasă încât tuturor le spun și celor care vor vedea filmul vostru că merită să duc la clasa a patra o lecție spectaculoasă. Eu am starea de bine după astfel de lecții care ar vrea să se întâmple, să fie și după ce termin cu voi. Deci profesorul din mine se simte extraordinar de bine când atinge performanța asta, când copiii sunt conectați, când văd că urmăresc, când sunt implicați. Am compus multe probleme. Am compus probleme, dragilor. Deci am ajuns în mintea autorului, l-am făcut ferfăniță, l-am dezbrăcat și am descoperit care a fost meșteșugul în compunerea problemelor și atunci noi am compus probleme. Deci am depășit, astea au fost niște subiecte date la Olimpiadă și am putut pătrunde la nivelul acesta. Este extraordinar de frumos. Așadar, îmi doresc cu voi să ajung la același nivel cât de repede. Pentru asta trebuie să exersăm jos, aici, la lecția de zi, să atingem performanța, să facem fiecare zi lecție cu precizie și cu siguranță și îndată să ne urcăm și mai sus, da? La chestiuni mai preparate. Dacă un kilogram de mere, deci regula de trei simplu, da? Da. Regula. Ai, nu mai spun regula de trei simplu. Ai spun, pur și simplu, îți proporție acolo. E o proporție. Ce o să mai vorbim? E o proporție care scoatem un raport, un termen al proporției. Atât, atât. Dacă un kilogram de prune costă 3 lei, un kilogram prune costă 3 lei, ce probleme este? 5. Pagina 45. Așa. Așa. Costă, deci un dacă costă 3 lei. O gospodină poate cumpăra 1 kg de prune. Da? O gospodină poate cumpăra 1 kg de prune. Câte kilograme de prune poate cumpăra cu aceeași sumă dacă 1 kg de prune costă 4 lei? Mai citim o dată. Dacă un kilogram de prune costă 3 lei, așa, 8 kg de prune vor costa cât? 24 de lei. Așa, X, da? Da. Și X înseamnă 3 ori 8, 24. Uh-huh. Deci 8 kg de prune, 24 lei. Bun. Câte kilograme de prune poate cumpăra cu aceeași sumă, adică cu cine? Cu 24 lei, dacă un kilogram de prune costă 4 lei. 24 împărțit la 4, 6. Deci cu aceeași sumă de 24 de lei, uh-huh, câte kilograme de prune poate cumpăra? Da? Dacă, deci un kilogram costă 4 lei, atunci cu 24 de lei, câte kilograme? X, da? X. Asta a fost semna aranjarea. Deci, prima parte a fost pentru a găsi suma pe care o plătit-o pentru câte kilograme? Pentru cele 8 kg. Deci, pe 1 kg dă 3 lei, pe 8 kg dă cât? 24. Da. Acum, câte kilograme poate cumpăra dacă costă 1 kg 4 lei? Și atunci am zis așa, 1 kg costă 4 lei, câte kilograme poate lua? Știm că 24. Deci proporția este, ar fi așa, 1 supra X, nu? Da. Egal cu 4 supra 24. Așa ar fi de acord. Da. Și acolo se simplifică prin 4. Face cât? 1 pe 6. Și atunci X egal cu? 6. X egal cu 6. Cum și voi ați spus că 24 împărțit la 4 face 6. Ușor, foarte ușor. 5. Iată că, de ce am făcut proporții? Pentru că putem găsi foarte multe probleme de acestea care au caracter practic, nu?
Așa. Zvărindrile proporționale, de fapt asta. Sau invers proporțional. Sau invers proporțional la regula 3 compus, ca se cheamă acolo. Sau ce trei simple. Trei simple este asta, da. Dacă o carte costă 12 lei, deci e problema, hai să o zicem 6. Am zis noi că mai luăm așa în ordine. Dacă o carte costă 12 lei, 12 lei, un profesor poate cumpăra 8 cărți. Adică pe 8 cărți, cât va da? O să merg repede, să fac suma. 12 ori 8, nu? Da. Face 96. 96 lei. Câte cărți de aceeași fel poate cumpăra cu aceeași sumă, deci cu totul 96 de lei. Așa. Dacă prețul cărții a devenit 16 lei. Deci, de data asta, nu 12 lei, de 16 lei. Câte cărți poate cumpăra? Cum gândim? Păi nu. Da, zicem așa. Cu 96 de lei, înainte cumpăra câte? Cu 12 lei. Da? Nu, sau 8 cărți, așa. Egal cu 96. Exact. Deci, cu 96 de lei cumpăra 8 cărți. Acum, tot cu 96 de lei, câte cărți va cumpăra dacă cartea costă cât? 16 lei. 16, da. E cum facem? Unde trebuie să umblăm noi aici? Acolo, cât egal cu... Câte cărți, da? 6. Deci... Păi, carte la 16 lei. O carte costă... lei. X. Cât? Deci, o carte costă cât? O carte 16 lei. Cu 96 de lei, X cât? Asta era. Deci, o carte costă 90, costă 16 lei, da? 16 lei. 96 de lei. X cât? Și X-ul este egal cu cine? 96 împărțit la 16, da? Deci, vine 1 pe X, ca să scriu o proporție, egal cu 16. Pe 96 și egal cu cât? 6. Sunt foarte exact, egal cu 1 pe 6. Răspunsul X egal cu 6 cărți, da? Terminat. E corect, Miruna? Da. Am gândit corect. Doi muncitori, problema 7. 7 de la aceeași pagină. 45. Doi muncitori execută la strung un număr de piese în 60 de minute. În cât timp execută trei muncitori același număr de piese, lucrând cu aceeași îndemânare? Deci doi muncitori execută la strung un număr de, 60, un număr de piese, nu știu, X piese, în 60 de minute. În cât timp execută trei muncitori același număr de piese, lucrând cu aceeași îndemânare, adică au aceeași productivitate? Da. Deci doi muncitori. Păi facem 60 minute, fac X piese. Așa. Doi muncitori în 60 minute fac X piese. Păi facem 2 minute. Deci 3 muncitori. Doi muncitori. Tot în 60 minute. În 60 de minute. X piese. Da? Nu tot în 60 de minute, nu? În același timp. Tot în 60 de minute. Trei muncitori. Câte piese? Câte piese vor executa? X piese, tot de aici. Da, X piese. În cât timp execută de muncitori? Același număr de piese. Nu tot 60 de minute. Adică X piese. Da, deci nu în același timp. În Y. Timp. Da. În Y minute. Între minute X piese. Vor executa tot X piese. 6. Da? Piese, da. Cum gândim aici? Da.
1960. Păi da, mă, dar regula de 3 simplu, dacă am scris-o așa, inter de acolo, e 3 ori 60 pe. Deci gândim, analizăm, trebuie să ne vină în minte exact. Deci, doi muncitori în 60 de minute fac X pese. Tot X pese, nu mai știu câte minute fac, trei muncitori. Sigur, e de aștepta ca numărul, timpul să fie mai mare sau mai mic? Mai mic. Mai mic, nu? Timpul trebuie să fie mai mic, sunt trei într-un timp. În timp mai mic, mai scurt. Da, 2 ori 60 egal cu 3x. Da, 2 ori 60 egal cu 3x. Și deci a rezultat că... x egal cu 40. Da. Cât? X egal cu 40. Da. Dar vreau să înțeleg bine fenomenul. Dar nu... Nu ne mulțumim așa să spunem chestia asta. Trebuie să vedem mecanismul cum anume. Nici eu nu știu cum am rezolvat din modul. Păi, hai să vedem. Deci sigur că va fi un timp mai mic. Corect. Dacă nu scoatem pe Y acolo, este mai mare. Așa. Păi direct proporțional. Nu? Nu. Deci... E direct proporțional, oare timpul... Deci dacă crește numărul de muncitori, scade timpul. Deci mulțimea 2, 3 cu 60 Y sunt invers proporționale. Da? Deci, hai să zicem așa. 2 în 60, 3 în mai puțin. Deci mulțimea formată din elementele 2, 3, hai să o gândim așa, este invers proporțional cu mulțimea 60 și Y. 60 și Y. 2 ori 60 egal cu 3. Adică din ce știm? 2 ori 60 egal cu 3 ori Y, nu? Da. 2 ori 60 egal cu 3 ori Y. Și 120 egal cu 3 Y și Y. 120 egal cu 3 Y egal cu 40. Y egal cu 120 împărțit la 3, da, egal cu 40. Aici este momentul. Exact. Deci noi trebuie să înțelegem fenomenul. Că nu că mulțim împărțit la 2, împărțit cu 3, ci trebuie să înțelegi. Asta este miezul problemei. Că același număr de piese nu ne înfrământă. Dar trebuia să înțelegem că între mărimile acestea 2 și 60, respectiv 3 și Y, am de-a face cu invers proporționalitate. Adică echipa 2-3 cu timpii 60 și Y minute, există o inversă proporționalitate. Cu cât crește numărul muncitorilor, scade timpul. Timpul, corect. Da? Da. Scade timpul. Și atunci avem voie să gândim așa. Pentru că ăsta e mesajul pe care îl transmite autorul. Și în felul ăsta putem ști exact de ce 2 ori 60 egal cu 3 ori Y, când îi scoatem Y egal cu 40 de minute. De acord? Da. Deci unde a fost, încă o dată insist, unde a fost? Am fost la invers proporțional. Sigur că da. Avea timpul mai mare, de la 90. Da, și nu puteau. Adică 2 în 60 și 3 în 90. Era mai mult citat. Da. Mai puturoși, nu? Era, da. Avea altă productivitate, da. Deci nu ne pierdem virus. De aceea v-am invitat de fiecare dată, în fața unei probleme, trebuie să avem răbdare, să înțelegem bine conținutul. Și atunci știm sigur cum să încadrăm, da? Corect. 10. 10. Deci, problema următoare, care sună în felul... Să o facem pe 10. Dar să facem mai întâi, da? Am făcut-o pe 7, da? Doi muncitoare, așa. Da. 3 ouă fierb în 6 minute. Fac și pe 8. Ajungi 8. Asta e 8? 8, da. Asta e simplu. 3 ouă fierb în 3 minute. În 6 minute. În cât? 3 ouă.
3 ouă, ferb, în 6 minute. 6 minute, da. Tot 6! Câte minute ferb 10 ouă? Tot 6 minute. Atenție, scrie, atenție! Da, 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 da. Atenție în sensul că poți să pui o cătare de ouă acolo. Da, și același timp. Tot același timp. Vreau dacă e pe rând. 9. În 1200 grame soluție se află 50 grame sare. Da. Deci, în 1000, e vorba de problema 9, de la pagina 45, care sună așa. În 1200 grame soluție, se află 50 grame sare. 50 grame sare. Câte grame de sare se găsesc în 1,5 kg de soluție? În 1,5 kg soluție se găsesc X grame sare. Să se afli X. Dacă e aceeași concentrație, vorbim de aceeași concentrație. Dacă facem 1,5 50... Haide, mergem și gândim așa. După tine vor fi mai multe grame. 1,5 grame înseamnă 1500 de 1500, nu? De, da. 1500 de grame. Grame. Vor fi mai vom avea o cantitate mai mare sau mai mică? Mai mare. Mai mare. Da. Deci între mulțimile 1200 și 1500 și 50 și X am directă proporționalitate sau inversă? Inversă. Inversă? Adică odată cu creșterea cantității de soluție, scade cantitatea de sare sau crește? Nu, e directă. Păi directă? Deci o să spun așa, între mulțimea 1200 respectiv 1500 și mulțimea 50 și X, ce spun aici? Inversă proporțională sau directă proporțională? Directă. Directă proporționalitate. Și atunci, când zicem 1200, așa, egal cu 1500, supra X. Și X, așa cum ai spus, rezultă că X este egal cu 50. Aici se mai poate simplifica AD, nu? Da. Pentru 0, se ne dă... 5 ori 1500. Da, nu, că se mai poate și 102. Se mai poate și 100. Sigur că da, și pe orizontală, că noi știm toate șmecherile astea. Deci, tăiem un 0 de aici și de aici. Și atunci vine 150 ori 5. 5 ori 150. Se mai poate simplifica. Și supra 12, da? Simplificăm acum, dacă n-am simplificat la vremea aceea, supra 12. 12 cu 15 aici sunt parte, așa, pentru un 3. 3. Și încă 5 și... 50 și aici cât? 4. Așa. Și vine 250 pe 4. Care înseamnă 50 mai simplifică pentru un 2 și face 25. Și aici rămâne un 2. Și face... Deci 125 pe 3. 125 supra 2 și grame. Să mai simplifică. Grame, da? Grame de sare. Ce se mai simplifică în capătul? Se mai simplifică acolo, dacă vreți, și ne duce la grame. 62,5 grame. Și egal cu 62,5 grame. Apropo, după gram, care este sumul multiplul gramului? Gram, decigram, miligram, centigram. Centigram și miligram. Deci, aici aș spune că sunt 625 decigrame. Da? Când mulți la dreapta, peste o cifră, și de 625 decigrame. Și cu asta am clarificat și problema asta. Deci, iarăși, sigur că X e egal cu 1500 ori 50 supra asta, dar vreau să înțeleg de ce este așa. Da? De ce aplică chestia asta? De ce nu aplică ăsta ori ăsta supra ăsta, sau știu, nu? Când e inversă proporțională. Când direct e proporțional și inversă proporțională. Deci aceste lucruri vreau să le știm foarte bine. Că nu degeaba am făcut înainte. Trebuie să înțelegi mai așa de ce autorul a venit întâi și a vorbit despre mărimi direct proporționale și invers proporționale. Pentru că ne pregătește ca aplicație și regula 3 simplu și
Cealaltă, te-ai compus. Nu, nu-i scuși. Mergem mai departe. Asta a fost 9, 10. 10. De ce faci în 45? Spune așa. Un automobil a parcurs 38,5 km în 30 minute. Ce distanță va parcurge automobilul în 3 ore dacă se deplasa cu aceeași viteză? Deci, 38,5 km în 30 de minute. Deci, 38,5 km în câte minute? 30 kilometri, nu kilograme. Kilometri, da. Kilometri, foarte bine. 30 minute. În 30 de minute. Ce distanță va parcurge în 3 ore? X. Deci știu aici 3H, care înseamnă câte minute? 180 minute. 180 minute. Câte? Ce distanță va parcurge? X. Adică poți să o vezi și invers. În 30 de minute atât, în 180 minute atât. Nu? Va fi o distanță mai mare sau mai mică? Mai mare. Andra. Mai mare. Mai mare, sigur că da. Dacă... Și va fi direct proporțională. Direct proporțională, sigur că da. Vom avea mărimi. Mai mare. Deci, dacă în 30 de minute, într-o jumătate de oră faci atât, apoi în 3 ore... În 180 de minute. Are ce viteză. E de 6 ori, nu? De 6 ori mai mult. Da? Deci este direct proporțional. Corect. Da? Deci vom spune ce? 30. 30 pe cât? Pe 100? Pe 38? Să ne ducem în metri? Sau tu lăsăm în kilometri? 38,5 egal cu 180 supra X. Nu? De unde scoatem că X ăsta? Egal cu 38,5 ori 180 supra 30. Egal cu 38,5 ori 180 supra 30. 30 186 face 30. Cât? 231 km. Simplu. Dar tot insist, să sesizați miezul problemei. Dacă avem... Ești direct proporțional când se mărește. Merge odată. Cu creșterea timpului crește și distanța înțeles pe care a parcurs. Și invers proporțional când ar trebui să se micșoreze. Așa, cum au fost la muncitori aceia. Exact. Mai mulți muncitori într-un timp mai mic. Avem un manual și îți dăm seama mai ușor cum știți săgeți, când e direct proporțional și când e invers proporțional. Deci, autorul v-a pus aici niște exemple, nu? Mm-hmm. 4 muncitori în 6 zile, 3 muncitori în X zile. Aici, iarăși, pentru a vedea dreapta și inversa proporționalitate. Da. E perfect. Da, 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 da. Este clar. Spune Miruna că 4 muncitori în, cum era acolo, în 3 zile? 4 zile, 4 muncitori. 4 muncitori, 4 în 6 zile. 3 muncitori în X zile. Aici numărul de muncitori ce face? Scade, nu? Da. Și aici numărul de zile ce va face? Crește. Deci este invers proporțional. Asta vreau să spună, nu? De când săgețile așa. Deci aici numărul de muncitori scade și atunci numărul de zile va crește. Atunci se vede direct inversa proporționalitate. Ziua, în carte arată invers. Adică cum? Adică arată săgeața așa și aici așa, da? Da. E tot același lucru. Este același lucru. Adică aici spune, privește că de jos în sus crește numărul muncitorilor și scade numărul zilelor, nu? Deci asta vrea să spună. Dacă eu am arătat invers, tot... Săgeții, dacă sunt inverse, copii. Invers proporțional. Deci dacă săgețile sunt așa... Dacă se face direct, e direct proporțional. Așa, asta vreau să spun. Așa, da, da, no. Da. Bine. Sau 14, 13, hai să văd dacă interesează mm-hmm. Tu ești acum, adică... Hai, tu ești la manșă, hai. Hai. Bun. Zi. Deci, 5 muncitori, suntem la 14, da? 13. 13.
13:45. Inima unui om bate aproximativ 140 de ore în 2 minute. Deci 140 bătăi pe 2 minute. De câte ori bate într-o oră? De mult, mult mai mult. Deci 140 în 2 minute. În o oră, 4 ore, nu? Da, 60 de minute. X. Între mulțimele acestea, ce am? Direct proporțional. Adică 140 pe 2. Deci 140, dacă luăm 140 pe 2, egal cu x supra 60. Da? X supra 60. Adică x egal cu 140 ori 60 supra 2. Da? Deci de aici... 140 ori 60 supra 2. Da? 2 cu 60, 30. Da, și de 4200. 4200 bătăi pe oră, da? 4200 bătăi pe oră. Deci simplu, simplu de... Da, de asta am făcut de două. Da, ai făcut-o, ne-ai așa după. Vrea și Anca, vrea și Anca să răspundă. Uite, vă pun și pe ea, sigur. Da, măcar, nu mă dă, Diana, dar... Nu, aici. Te rog, Anca. La la 14 pe 45. Spune-mi, Marita, citește-o tu și îl vorbește. 5 muncitori termină lucrare în 18 zile, lucrând câte 8 ore pe zi. Deci 5 muncitori fac o lucrare în câte 18 zile. Da, lucrând câte 8 ore pe zi. 8 ore pe zi. În câte zile pot termina aceeași lucrare? Punem aici la zile. Aceeași lucrare. 9 muncitori. Dacă vor lucra tot 9 muncitori. Da, tot 9 muncitori. Și dacă? Da? Tot 8 ore pe zi. Da, tot 8 ore pe zi. Și asta se face. Păi direct proporțional sau invers? Invers. Invers. De ce? Că e cât aproape 9 muncitori termină mai repede. Normal, mama, nu mai mult zile. Da? Deci 5, nu, 18 zile. Mai mulți muncitori, mai puține zile. Deci, între mulțimile. Între mulțimile. 5 și 9. Invers proporțional cu 18 și x. 10 zile. Atât zicem, 5 ori 18. Egal cu 19, 9 x. 9 x, da? Da. Și vine cât aici? X egal cu 5 ori 10. Deci vine cât 40, 40, cât 90, egal cu 9 ori x. Și atunci x egal cu 10 zile. Terminat problema, da? Simplu. Deci, tot de, dar esența este să ne prindem dacă e exact. Sau invers, da. Corect. 15. Asta e. Peștele spadă înoată mai rapid decât oricare alt pește. Așa. Știind că parcurge 150 de metri în 6 secunde, 150 de metri. Deci 150 de metri în 6 secunde. Da. Așa. Aflați câte kilometri parcurge într-o oră. Adică în 3600. Câți kilometri? Aflați câți kilometri? 3600 secunde x. Întrebarea este, avem de-a face cu directă proporționalitate sau inversă? Directă. Deci e pronunțat cu inversă. Păi dacă crește timpul, nu crește și distanța? Așa. Da?
Păi și face... Deci nu, atenție, Ali, nu arunca la întâmplare, poate nimerește. Deci trebuie să fie foarte limpede. Mă, crește, el are viteza respectivă. Și ce știu, în 6 secunde face 150 de metri. Uh-huh. În 3600 de secunde face mai puțin. Mai mult. Mai mult. Deci crește timpul, crește și spațiul. Deci o să zicem cum. Între 150 și x și mulțimea formată din 6 și 3600 am ce? Directă proporționalitate. Adică zicem 150 supra 6, nu? Egal cu x supra 3600. De unde rezultă că x egal cu cine îmi spune? X egal cu 150 ori 3600 pe 6. 150 ori 3600 supra 6. 6 ori 600. Faci 150 ori 600. Cât face? 90.000. 90.000. De metri și 90 de kilometri. 90.000 de metri. Care înseamnă 90 kilometri. 90 kilometri. Iată-le, dragi, eu cam și rezolvat și această problemă. Și dacă se închidem, e vestit ca să îi deducem și facem 51. 31, bă, nu știu. 31, ca să mai lucrăm sau? Mai lucrăm ceva ca să facem fișierul cu algebră. Și spunem un comentar că voi primi voi vă ajut. Da. Haideți. 15, 16, continuăm. Poți să mai lucrăm. Mai lucrăm, dar hai să lucrăm în continuare. Adică să facem fișierul ăsta aproape exact, 50 de minute și ne ducem pe geometrie cu 50 de minute. 12. Dar nu ați făcut la școală? Nu. 12. Fii mai mult. Hai 12. Zi-mi, Iona, citește. Cifra de afaceri a societății Manida din Vâlcea s-a ridicat în anul 2008 la... Răbărie. Da. Esența s-o primim. Exact, e răbărie. La 90.000 de euro realizând un profit de... La 90.000 sau ce este acolo? Ia ce este acolo? 90 de milioane, parcesc. Deci cifra de afaceri a societății Manida din Vâlcea s-a ridicat în anul 2000 la 99.000 de euro, 1 milioane de euro s-a citit. Dar sunt de câte zerouri sunt acolo? 7 zerouri. Realizându-se un profit de cât? De 4.500.000. 4.500.000 de euro au făcut profit? 4.500.000 profit. Euro profit. Pentru anul 2009, cifra de afaceri a fost egală cu 1 miliard, cred că. Ia vedeți voi. 100 de milioane. Sunt 8 zerouri. Da, 100 milioane de euro. Ce profit a realizat societatea respectivă? Un profit X. X profit. A crescut sau a... Întrebarea, a crescut sau a scăzut? Normal, crește. E direct proporțional. Sunt dacă proporțional. Crescut, până când și-au înțeles. Da. A venit vremea. A venit vremea să înțelegi tu. Deci, între mărimile, hai să zicem, 90 din milioane. Și un 100 din milioane.
Deci asta supra, asta e egal cu 4.500. 4.500 și x. Și atunci x-ul ăsta este egal cu cât a spus? 100 de milioane. 100 de milioane. 4.500. Supra 90 de milioane. Deci 3, 4, 3, 3. 600 de milioane ori 4.500.000. 4.500.000 supra 90 de milioane. 90 de milioane. Simplificăm de rourile la 7 de jos cu cele 7. De sus, nu? 7 de. 7, da. Așa, 7 de 7. Aici. Rămâne 10. Da. Așa și cu cele de jos. Așa. Și dă 45 de milioane supra 9. Și face 45. 5 de milioane supra 9 și 5 milioane de euro de părere. Da, supra 9 și face egal cu 5 milioane. A crescut și profitul. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deci 5 milioane, așa cum era de așteptat, crește profitul. 16. 12 camioane transportă o cantitate de insulin, făcând fiecare câte 10 curse pe zi. Ce mi-a plăcut asta? Că transportă? Deci 12 camioane transportă o cantitate de insulin, făcând fiecare 10 drumuri. Deci 12 camioane. Deci asta așa e? Fac 10 curse pe zi fiecare. Și transportă cantitatea X. X cantitate, da? Câte oameni camioane sunt necesare pentru a transporta aceeași cantitate dacă fiecare face câte 15 curse? Deci, câte camioane sunt necesare pentru a transporta, fac câte 15 curse pe zi? X. Întrebarea. Vor fi mai multe camioane sau mai puține camioane? Pe X, a, X mai de la X, da? Da, X, Y, cantitate. Câte camioane, nu? Da. Dacă fac 15 drumuri, aceeași cantitate. Mai puțin? Mai puțin, da? Deci, liber. E desproporționalitate, sigur că da. Deci, între mulțimele 12 X, 12 și X, și invers proporțional cu mulțimea 10 și 15. Da? 10, deci 12 cu 10, x cu 15, da? E corect. Da. Și acum, fiind inversă proporționalitate, înseamnă că vom spune 12 ori 10, 12 ori 10, egal cu x ori 15, rezultă că x va fi egal cu 12 ori 120. 20 împărțit la 15. Supra 15, egal cu 8. Camioane. Este, e clar, dacă sunt mai, fac mai multe drumuri, da. Înseamnă că mai puțin camioane trebuie. Da? Deci e inversă proporțională. 17. 17. Ia să vedem. Și atunci unde, unde începe flămânzila cărăbănit deodată în gură câte o arabă de pâine și repede mi se le-am plecat și le-am de parcă nu am mai fost. Este un citat din Ion Creangă. 400 de pâini pe zi. Da. Deci dacă înculecă 400 de pâini pe zi. Dacă înculecă 400 de pâini pe zi, are hrană pentru 3 zile. Da. Câte pâini trebuie să înfulece pe zi ca să ajungă? 5 zile. 5. Deci. 400 de pâini. 400 de pâini pe zi, îi ajung câte zile? 3 zile. Pentru 5 zile, pentru 5 zile, e vorba de X. Da? X pâini.
pe zi. Întrebarea. Să mai faci mie mai puțin. Da? Dacă eu vreau 4 de pâini pe zi, are hrană pentru 3 zile. Deci, practic, câte... Invers proporționale. Da, spărat, da. Da, e invers. E invers proporțional, nu? Da, da. Yes. Deci, X pâni pentru... Da, 240 de pâini pe zi. Deci, e limpede. Pentru 5 zile trebuie să mănânci mai puțin ca să ajungi aceeași cantitate. Înseamnă că vom avea... Între 40 și X. Deci, deodată, X ar fi 40 ori 3 supra 5, nu? Da. Da. Deci să punem între 400,x invers proporțional cu 3 și 5. Da? 3 și 5. Și atunci înseamnă 400 ori 3 egal cu x ori 5. Și de acolo x egal cu cât 1200. Care se simplifică și dă 240 de pâini pe zi. 240 pâini pe zi. Da. Impulsul cu 40 și câte aveți? S-a făcut 41. 41. Mai lăsăm un pic. Deși dacă... 18. Nu mai citim Cartea povestea de acolo. Da, povestea. Aici. Și vremea cât s-a curat, să întind poporul fetei. Și m-a întind poporul armat, să-l joace în drum după 5 feciori la 10, fete 5. Dacă n-ai cați 5 feciori la 10. Vremea. 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 Deci poezia? Da, poezia, da, mai zi. Și în vreme cât s-au cununat, s-a întins poporul adunat, să joace într-un după tilinci, pe John la 10 fete 5, cu zdrângânei la 8-inci, când port de sat. Can port? Can port de sat. Mai citim o dată. Ia, citește și Andrei, că citești mai tare. Hai. Și în vreme cât s-au cununat, s-a întins poporul adunat, să joace în drum după tilinci. Pe cer la 10 fete, 5, cu zdrângănei la 8-inci, ca în poartă de sat. Așa. Deci, pe cer la 10 fete, 5. Pe cer la 10 fete, 5 pe cer la 10 fete. Da. Da. 5 la 10 ar fi, 5 da? La 10 ar fi, așa. Așa. O, da, mai departe, zi în continuare. Așa cum zice, da, rămâne la 8-5. Bine, mai zi mai departe. A, deci, nu am fost la mică, dar presupunem că în uriașa oră formate erau 90 de fece. Aflați în altă fete. Aaaa, 5 ar fi. La 10 fece ori, nu? Da, deci 5, 5 fece. 10 feciori. Așa. Nu? Păi invers. Invers? 5 feciori? 5 feciori la 10 fete. 5 feciori, 10 fete. Și ce trebuie să apărăm în urmă? 5 fetele. 5 băieți, hai să zicem. 5 băieți la 10 fete. Da. Ce probleme? Băiești ăștia. Și 90 de băieți. 90 de băieți la câte fete? X. Sigur că direct, nu? Avem direct proporțional. Da, zicem. Mulțimea 5 și 90 direct proporțional cu mulțimea 10 x. Și atunci spunem 10 pe x. 10 supra putem să 10 supra 5, nu așa? 10 supra 5 egal cu x supra 90. X egal cu 900. 2 pe 1. 10 ori 90, nu așa? Sau aici 2 pe 1. 2 ori 90, 180. Da? 180. Terminat. Fede. Fede.
Corpul, ce doar fain. Păi, ma. Treacă de la tine la asta. Da, bun. Cred că ne oprim aici, urmând să mai discutăm și data viitoare. Și... Dar mai avem, în 5 minute. Florin.